Ascult și bine, vă pregătiți un videoclip. Astăzi suntem nou pe GTA 5. Tocmai ce mi-am cumpărat un auto house nou și acum va trebui să investim în câteva mașini. După cum puteți observa, mai am aici două mașini pe care nu le-am vândut. Mai am aici acest Lamborghini și acest Mustang GT, bro. Haideți să ne luăm această mașină a lui Sonic, deoarece îmi place mult mai mult cum se conduce, bro, decât acel Lamborghini. Bun, și haideți să mergem acum numai decât să vă arăt cum arată noul meu auto house în Los Santos. Da, am dat undeva la 3,5 milioane de dolari pe acel auto house, bro. Oh my god, abia aștept să vând acolo mașini, numai că nu avem angajați. Nu știu, trebuie să pun un angajat, poate o să găsim astăzi, dacă nu o să-l punem pe Colai să vândă niște mașini. După o să mergem să-l aducem și pe fratele nostru de la școală, bro. Uitasem, cât este ora? E 12:20. Eu știu că la 1 trebuie să iasă de la școală și să-l aducem numai decât, deoarece are niște probleme cu niște colegi, mi-a spus ultima oară, și trebuie să avem mare grijă, deoarece a spus că vrea să-l bată sau nu știu ce vrea să-i facă. Oh my god, deci dacă vrea să-i facă ceva răului fratele meu, acei colegi a merlit-o, bro. Nu se poate așa ceva. Cum să te iei tu de fratele meu, bro? Stop! Mergem numai decât. Ia să vedem unde se află acel auto house. Nu aveți idee cum arată. Undeva pe aici, parcă dacă nu mă înșel, nu? Pe undeva pe aici, prin dreapta. Ăsta e garajul meu, bro, pe care l-am avut câteva zile și după l-am vândut, deoarece nu mi-a plăcut deloc. Nu mi-a plăcut, foarte multă gălăgie, bro. Și cred că ajungem, bro. Oh my, uite-l. Sau? Da, bro, uite, ăsta e Premium Deluxe Motorsport, ceva de genul arată. Oh my god, 2022. Trebuie să schimb acolo numele. O să scriu acolo sus Amasico și așa mai departe, o să fiu o nebunie. O să scriu Amasico Auto House sau ceva de genul. Sau scrieți în comentariu nume, cum ați vrea să-i schimb numele. Și haideți să mergem înăuntru să vedeți cum arată. Oh, uite, aici avem parcare subterană, bro. Ok, asta e parcarea noastră. Oh, mă scuzați, domn polițist. What the hell? Ați văzut, nu, cum a pus mâna pe armă, hă? Vrei să mă împur sau ce vrei? Hai, pleacă să nu te mai văd. Intrăm aici frumușel în parcarea noastră subterană. Poți să stai un lift, bro, nu? Cred. Uite, o lăsăm aici parcată în liftul ăsta sau nu știu ce e. Pam, cât de tare arată, bro, dacă lăsăm mașina noastră aici. Bun, și cam ceva de genul arată autohausul pe care l-am cumpărat, mă. Aici avem office-ul, biroul meu, totul cum trebuie, două calculatoare. Foarte bine, îmi place la nebunii cum arată în interior. Plus, ce avem aici, bro? Uitați-vă și voi ce putem să avem aici. Pramdiga, ceva de genul arată. Wow, oh my god. Aici o să punem foarte multe mașini. Uite că încap foarte multe mașini. Plus aici o să punem mașina premium. Nu știu, să punem mașinile astea mai scumpe, mai luxoase și așa mai departe. Plus aici mai avem un loc unde ne putem odihni, o canapea. Aici putem face puțină pauză, vorbi, sau clienții pot aștepta aici. Avem încă un calculator unde Colai o să dea comandă de mașini și așa mai departe. O să mergem puțin pe la el să vedem dacă vrea să lucreze la noul nostru auto house. O, ceva de genul arată, mie îmi place, numai că trebuie să schimb acolo numele, cred. Nu, să pun Amasico Shop sau ceva de genul. O să mergem să cumpărăm mașini ca să le putem vinde cu mai mulți bani, bro, numai că nu prea mai avem mulți bani și ce facem acum? Am o idee, o să mergem la autohausul lui Colai și o să furăm de acolo niște mașini. Nu ar fi o idee bună, numai că trebuie să avem mare grijă să nu ne prindă. Dacă ne prinde Colai ceea ce aveam noi în plan astăzi, nu o să mai fim prieteni niciodată. Bun, și ceva de genul arată merch-ul meu în GTA 5. Sper să vă placă, cu logo-ul meu Amasico și 5 stele. Scrieți în comentarii dacă vreți să fac acest merch și în realitate. Chiar sunt curios și haideți să vedem ce facem astăzi, bro. Să vedem dacă putem pura niște mașini. Aia, trebuie să mergem numai decât. Oh, merge frumușel, perfect. Mamă, ce viteză poate să prindă mașina asta. Pur și simplu zici că e lipită pe stradă, mă. Uitați-vă și voi, adică nu se simte absolut nimic. Pur și simplu nu sare, nu nimic. Ia, dă-te-mă la o parte. Ăsta e un polițist, dacă nu mă înșel. Mă scuzi. În ultima perioadă sunt foarte mulți polițiști civili pe aici. Uite că am ajuns aici la Colai și o să parcăm frumușel mașina. Uite aici în parcarea lui și o să vedem dacă putem fura niște mașini, bro. Bro, deci dacă ne-a văzut, nu o să mai fim prieteni niciodată, cred. Să ne luăm o armă, dacă e ceva să-l împușcăm. Nu, bro, cum să-l împușcăm? Nu avem cum să-l împușcăm. Trebuie să avem mare grijă să nu ne vadă. Să vedem. Oh my god, mie mi-e frică deja. Uite-l, îl vedeți, nu? Stă acolo, ok, what? Ce ține mână? Vinde mașini noi, performante, vinde mașini, mașini. Bro, deci tipul ăsta a început să cheme oamenii să cumpere mașini de la el. Și cine e domnișoara asta? Sper să nu ne vadă. Oh my god, cred că e prietena lui. Asta e prietena lui, cred. Aia, și ce facem cu tipa aia? Sper să nu ne vadă. Se uite exact spre noi, bro. Pe unde am putea să intrăm?
Trebuie să facem ceva cu tipa aia. O să mergem să o speriem puțin pe tipa aia, bro. O să-i spunem să pleci de aici numai decât. Dar ușor să nu ne vadăm colăi. Ușor, ușor, oh my god. E în dreapta noastră. Deci pe tipa asta trebuie să o alungăm de aici numai decât, bro. Trebuie să o alungăm numai decât. Ei, poți să pleci de aici numai decât. Hai, pleacă să nu te văd. Ei, ei. De ce să-mi plec, mă? E bine, e bine că a plecat. A plecat. Oh, e bine. Ok. Suntem la mașină acum. Suntem la mașină. Pș. Ok, o să-i furăm mașina, cred, nu? Oh, e bine că a plecat, bro. Na. Ha? Pe care să o luăm? Luăm acest Mercedes sau acel BMW, bro, ha? O să luăm acel BMW, cred că e mai bun, nu? Dar o să luăm acel BMW. Mașini, mașini de vânzare, avem mașini. Bro, ce cu mașinile? Taule, mă. O să luăm mașina asta, cred. O să luăm mașina asta. Sper să nu ne vadă. Oh my god. O să dăm cu spatele acum. O să dăm cu spatele frumușel. Ok. Na. Ușor, fără zgomot, fără zgomot, amasico. Sau să nu ne vadă ceea ce avem în plan. Perfect. Deschide-te, deschide-te mai repede portul. So, perfect. Oh my god, nu pot să cred. Am furat prima mașină, dacă vă vine să credeți. O să mergem numai decât să o ducem direct în autohausul meu, bro. Prima mașină furată. Sper că nu ne-a văzut. Cred că nu are camere tipul ăla pe acolo, nu? Nu cred. Sper, dacă ne-a văzut pe camere... Rip, rip, prietenie, nu o să mai fim prieteni niciodată, cred, mă. Oh my god, bro, și dacă se uită în autohausul lui și nu mai vede mașina asta, vă realizați că o să fie dat afară, bro? Oh my god, bro, ar fi o idee bună să-l dea șeful afară și să vină la mine să lucreze. Uh-huh, o să duce mașina asta numai decât în autohausul nostru, numai că am uitat pe unde e. Undeva pe aici, dacă nu înșel. Bun, am ajuns aici cu prima noastră mașină. Este o mașină furată, bro. Până ce o să câștigăm noi câțiva bani, o să mergem la furat de mașini, cred. Nu ar fi o idee bună. Bun, oricum o să ne mai iasă și pe mașina asta că o vindem cu 1.500.000, cred, nu? Sau dacă nu, 2 milioane. O să pun cu 2 milioane, cred, ar fi o idee bună. Haideți să o punem în cercul ăsta, bro. Uite, în cercul ăsta o să o punem perfect aici. O să deschidem portierele, bro, ca să vadă clienții mult mai bine mașina din interior. Ar trebui să-i schimbăm și culoarea, cred, nu? Dar deocamdată o las așa, perfect. Acum va trebui să mergem pe jos, bro, până acolo să ne luăm mașina noastră, numai decât, acea mașină Sonic. Bun, am ajuns aici la mașina noastră, oh my god, e bine că se mai află aici, bro, n-a furat-o nimeni, asta e perfect. O să mergem acum numai decât să-l aducem pe fratele meu de la școală, bro. Deoarece cred că am întârziat. I-am spus că vin eu astăzi după el. De-abia aștept să ajung la școală să vorbesc și cu acei colegi care îi fac probleme fratelui meu, bro. Nu se poate așa ceva. Adică cum să-i faci tu probleme lui fratele meu? O să mergem acolo să vorbim cu profesorii. Însă mai întâi trebuie să mă duc puțin până la bancă. Trebuie să scot niște bănuți. Le temă la o parte. Oh, haideți să intrăm numai decât. Această bancă este cea mai mare bancă din Los Santos. Intrăm aici, punem parola numai decât. Sac. Ce? Aia, bro, atâția bani am mai rămas. Uitați-vă și voi, foarte puțin bani am mai rămas. Haideți să vedem puțin dacă putem sparge banca asta, mă. Chiar îți cruz să văd dacă e deschisă, e deschisă cumva? Două secunde. Na, cum de e deschisă? Ba? Nu cred așa ceva, bro, nu e bine, cred că unde am intrat. Aha, și aici e safe-ul, numai că nu avem codul, cum să intrăm noi aici. Cum să intrăm, bro? Trebuie să spargem codul sau nu știu. Nu, nu avem cum să intrăm. Deci trebuie să facem cumva să furăm acel cod ca să intrăm acolo în acel safe. În rest nu avem cum să intrăm. Haideți să ieșim numai decât de aici, bro. Dacă ne-a văzut cineva că am intrat acolo, nu e bine. Merge numai decât. Mai ia, fac numai probleme în Los Santosul ăsta. Să vedem, bună ziua. Te pot ajuta cu ceva? Ei, da, ăsta e un om al străzii, mă scuzi. Mulți n-ați ghicit ceea ce scrie aici. A și G. Asta înseamnă Amasico și GTA 5, da, Grand Theft Auto 5. O să mergem acum numai decât, bro. Uite că am ajuns aproape de școală, nu? Dar e undeva pe aici, aici pe dreapta, chiar îți curios. Să vedem dacă este totul în regulă. Cred că au terminat școala, bro. Nu se mai află nimeni pe aici, sau? Okay, trebuie să intrăm înăuntru să vorbim cu profesorul. Unde se află fratele meu? A spus că mă așteaptă afară. Haideți să vedem înăuntru dacă e. Am intrat înăuntru. Bro, dar văd că nu mai e nimeni sau sunt la ore sau nu mai e nimeni. Cred că a plecat toți acasă. Haideți să vedem. Bună ziua. Amasico numele meu. Am vrut să vă întreb unde este fratele meu mai mic.
Molai. Bună ziua, îmi pare bine. Fratele dumneavoastră este la spital în momentul de față, deoarece a avut un accident. What? Unde mi este fratele? Spune-mi momentul de... Deja m-am luat căldurile. Cum e la spital în momentul de față? Păi din ce cauză? A fost bătut de un coleg de clasă. Ah, și ăsta e accident că a fost bătut de un coleg de clasă. Și cum s-a întâmplat asta? Nu vă spărați? Și îmi fac griji pur și simplu. Nu este nimic grav. A avut un atac de panică. Da, nimic grav. Uh-huh. Lasă că o să mă duc eu să văd cum arată și dacă arată grav, n-o să mai fi tu pe aici. Uh-huh. La ce spital mă se află fratele meu? Spune momentul de față și ce coleg l-a bătut? La spitalul Senișor se află fratele dumneavoastră și din păcate nu vă pot da informații cine l-a bătut. Aha, am înțeles. Lasă că o să caut eu informații. Auzi-mă, nu vrea să dea informații cine l-a bătut. Se află cumva pe aici băiatul care l-a bătut, numai că nu știu cine l-a bătut. Asta e problema. Un coleg de clasă mi-a spus că l-a bătut. Pro, deja îmi fac griji, nu știu unde se află. O să mergem acum să-l căutăm numai decât și o să-l căutăm și pe elevul care l-a bătut. Hă? Haideți să vedem dacă se află cineva în WC. Ok, vă că nu e nimeni, bro. Toți elevii au plecat acasă, mă cred, nu? Da, mă, s-au terminat orele. Haideți să vedem în camera asta. Cineva pe aici? Ok, văd că nu e nimeni. Am înțeles, o să mergem acum către spital mai decât să vedem ce face fratele meu, bro. Ne urcăm acum o mașină și plecăm, bro. Plecăm numai decât cu full speed, cu mare viteză, nu ne mai gândim, bro. Uitați-vă și voi ce a putut să pățească fratele meu, bro. A fost bătut de un elev, dacă vă vine să credeți, nu se poate așa ceva, bro. Adică nu, nu mai pot de călduri, nu mai pot de nervi, pur și simplu. Deci dacă aflu cine i-a făcut rău lui fratele meu, a merlit-o cu mine, nu aveți idee, mă. Ok, am ajuns, numai că vine trenul exact acum, bro, uitați-vă și ei, vii și tu acum, deci pur și simplu pierd foarte mult timp. Cineva mi-a spus că spitalul se află undeva pe aici prin stânga, nu știu exact. N-am fost niciodată aici, dar nu înțeleg de ce a fost transportat exact în spitalul ăsta, bro. Nu-mi place spitalul ăsta, deoarece e foarte murdar pe aici și e nașpa rău. Hai mă, barierele astea se mai ridică sau nu se mai ridică? Și cum să fac acum, deoarece poliția se află în spatele nostru? Mai vine vreun tren sau de ce nu se ridică? Diga, cum? Da mă, stăm până mâine aici și trenul nu mai vine, nu mai vine niciun tren. Da mă, hai că mai stăm câteva ore pe aici. Ce înseamnă asta, mă? Ce? Hai de capul meu, am trecut, fraților, adică am stat o ură, cred, acolo. Deja m-am enervat, bro. Undeva pe aici mi-a spus cineva că se află spitalul, uite pe aici, la Sandy Shorts Medical Center. Uite aici, mă, dar o să parcăm mașina frumușel aici și haide să vedem ce face fratele meu, deoarece îmi fac griji, bro. Am ajuns înăuntru. Bună ziua, cine e tipul ăsta? Poți să te ajut cu ceva? What the hell? Ok. Păi trebuie să merge numai decât la fratele meu. Am asico numele meu, domn doctor. Caut un pacient pe nume Mola, este fratele meu mai mic. Se află în acest spital? Bună ziua. Da, avem pe ceva aici și e puțin mai grav. Puțin mai grav? Ce înseamnă asta? Are câteva mâini rupte. Tinga, vezi ceva așa? Unde este? Arată-mi în momentul de față, hai. Este în camera 1, mă rog să fiți mai cald, da? Cum să fiu calmă dacă fratele meu pur și simplu a fost bătut la școală? Voi realizați asta? Man, iau să fiu mai calm, iau la el. Tica! L-am auzit, unde e? Plânge pe aici, pe undeva. Unde-i? Na! Mola, ești bine? Oh my god! Da, sunt bine, mă dor mâinile, plus picioarele. Ia uite mă la el, îl dor picioarele. Lasă că o să mergem noi acolo să-i batem pe tipe care te-au bătut numai decât. Su, ok, ți-a făcut rază totul cum trebuie? Domn doctor, i-ați făcut rază? Adică ce i-ați găsit? Două mâini rupte, mi-ați spus, nu? Da, am găsit două mâini rupte, a fost operat și acum poate să plece acasă. Ok, deci poate să plece acasă, am înțeles. Numai că nu știu dacă poate să meargă sau trebuie să-l punem într-un căricior de genul. Din putut poate să meargă, nu e nevoie de un cărucior. Bun, am înțeles atunci, ok. Molai, hai să te ridici cumva că trebuie să plecăm numai decât. Te poți ridica sau te ajut? Da, o să încerc să mă ridic, dar cam greu.
bravo Monaizu, ceva de genul, acum o să mergem la școală să-mi arăți care elev te-a bătut, ai înțeles, da? Da, o să-ți arăt, este unul aproape de vârsta mea. Bine, am înțeles atunci. Domn doctor, să aveți o zi frumoasă și chiar mă bucur că ați putut să-l tratați pe fratele meu. Ați spus că l-ați operat și așa mai departe. Bun, ne vedem, da? E da, culoare, drar, vă așteptăm pe la noi. Mhm, da, sau crezi tu că mai vin eu pe la tine? Ia uzi, vă mai așteptăm pe la noi, dar ce, eu mă duc de plăcere la spital sau ce? Hai să mergem numai decât Molai. Ei, ia, mi-am făcut griji de tine, tu știi? Da, te cred, am fost bătut de un băiat și nu am putut să-i fac nimic, am vrut să-i dau și eu una, pam, pam, numai că nu am putut. Lasă că o să poți tu acum să-i dai, lasă că o să-l prinde noi numai decât. Hai, urcă-te mașină numai decât și o să mergem către școala acum, bro, să-mi arăți care elev te-a bătut. Chiar e curios, mă, haide să vedem ce o să-i facem noi astăzi, Iar vine trenul, bro, exact acum vine trenul, hai să trecem noi. Oh my god, era... era să murim, voi realizați asta? Aha, ne-a prins puțin la spate, ai, ai, nu știu ce avem noi cu trenul ăsta. Uite, tipul ăsta nu știu dacă mai vinde aici și mașini vechi, bro. Tipul ăsta vindea foarte multe mașini. Mai merge, mai merge, văd că... ai, văd că îi merge, bro, afacerea cu mașini vechi și așa mai departe. Chiar tare, eh? Afacerea asta am început-o noi când am venit pentru prima oară în Los Santos. Vreau să-mi descrii puțin cum arată elevul care te-a bătut, cum era îmbrăcat și așa mai departe. Vreau să-mi spui acum. Este un băiat aproape de înălțimea mea, îmbrăcat în costum negru. Bun, bine că avem niște informații despre el. Deci e îmbrăcat în costum negru și e aproape de înălțimea ta. Am înțeles, ok, o să mergem acum numai decât cu full speed. Ok, oh my god, eram să ne ducem rău. Haideți să vedem cât prinde mașina asta. 400, 460, 80, oh my god, cât prinde. Aproape 500 și eram să mă... Am ajuns la școală acum să-mi arăți, să-mi arăți băiatul care te-a bătut, da? Deci sunt în pauză acum. Elevii toți, câte persoane avem afară. Și dacă îl găsim afară e mult mai bine. Deci haideți să ne dăm jos numai decât. Sper să-l găsim pe afară, bro, ar fi mult mai bine. Ok, acolo văd că e o profesoară. Să-mi arăți unde este, da? Dacă nu, o să întrebăm pe cineva pe aici, poate îl găsim cumva, bro. Dacă îl găsim, o să-l băgăm în spate, în mașină, nu? Două secunde, o să aduc mașina mai aproape. O să deschid puțin portbagajul din spate. Pam, am deschis portbagajul. Oh, perfect, să fie pregătit, mă, uite, o să-l las aici, ceva de genul ăsta. Sper să nu pățim ceva dacă am ajuns aici cu mașina. Ok, de încăput cred că încape, na? Să-mi arăți cum arată, da? Hai să vedem. Aha, uite-l, uite-l, uite-l în față acolo, uite-l. Unde e, mă? What? Unde? What? Unde în față? Exact unde mă uit eu acum, uite-l. Mamă, ce mă enervează, vreau să-i dau cu ceva în cap. Ok, ok, unde, unde mai exact, deci unde se uită, a spus? În față, pe undeva, pe acolo, nu? What? Da, nu pot să cred. Ăsta e? Uitați-vă și voi cât de mic e. Deci tipul ăsta te-a bătut pe tine, mă? Cum am bătut pe tipul ăla? Deci mă enervam. Cred că i-am rupt niște picioare. I-am dat două în cap, pam. Bro, tu ai auzit ce a spus? Ai auzit ce a spus? Că ți-a dat în cap și că ți-a... Na, nu pot să cred cum... Bro, ce am putut să aud eu de la tipul ăla? Bro, e mai mic decât fratele meu și uitați-vă și voi ce șmecheraș micuț. Nu, să mergem acum să-l prindem numai decât. Da, se crede mare, mi-a spus că are și prieteni mari. Păi da, uite, văd și eu cu cine vorbește acolo. Uite-l, mă, la el, ok, o să luăm arma acum și o să mergem direct către el, aha. Da, 1, 2, 3 și... Oh, mâinile sus, mâinile sus în momentul de față. Ei, ei, ce s-a întâmplat cu mine? De ce mâinile sus? A, de ce mâinile sus? Așa stai, dacă te miști, ai merit-o. Lasă că o să vezi tu acum ce o să primești de la mine și tu pleacă de aici, mă. Ne-am înțeles? Pleacă să nu te văd. O, mergem acum să te pun în portbagaj aici și o să vezi tu ce o să pățești, a? Îl bați pe fratele meu, a? Aha. Ura, ce bine că l-ai prins, lasă că o să vadă el ce o să primească de la mine. O, l-am pus în mașină acum, aha, acolo să stai, să nu te miști. Tu, și acum să spui fratele meu unde să-l ducem, urcă mașina. Eu zic să-l ducem undeva să-l îngropăm, cred. Să-l îngropăm, unde să-l îngropăm noi, asta e problema. Oh my god, nu aveți idee cât de fericit sunt că l-am prins, bro. Da, l-am prins pe tipul ăsta care l-a bătut pe fratele meu. Ia uite, mă, l-a băgat în spital, dacă vă vine să credeți.
Unde să-l ducem acum? Să-l ducem undeva pe un bloc, bro. Ok, să-l împurte fratele meu, cred. Sau o să facă ceva nașpa cu el. Poliția pe stânga să nu ne vadă ce avem în spate, bro. Să mergem să-l ducem. Unde să-l ducem, bro? Să-l ducem într-o casă părăsită undeva sau... Trebuie să ne băgăm într-un bunker, ceva să nu ne vadă nimeni. A, în bunkerul nostru îl ducem, mă. Chiar în bunkerul nostru. Ha-ha! Oh, am ajuns aici în bunker. Mergem frumușel. Hai, deschide-te. O, țac. Pam, și am ajuns în bunker. Și acum poți face ce vrei tu cu el, fratele meu. Să faci exact ceea ce ți-a făcut și ție. Lăsați-mă să trăiesc, vă rog. Ce v-am făcut? A, ce ne-ai făcut? A, mai întrebi, a? Mai întrebi ce ne-ai făcut, Vino după mine. Bun, acum ai un shotgun cu tine. Și te rog să tragi direct în el. Și let's go! Pam! Oh my god! Nu pot să cred! Mamă! Cât poți să tragi din el? Doar atât! Pam! Ok, ceva de genul. Asta a meritat, mă, ceea ce i-a făcut lui fratele meu. Bun, sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi. Dacă mai vreți videoclipuri de genul, apăsați vreo pe butonul de like. Și văd că fratele meu pur și simplu nu se mai oprește. Așa că noi ne vedem data viitoare cu videoclipuri noi pe acest canal, nu? Ciao!